cu ce emoții i-a revenit acasă, dar și cât de mult contează pentru un sportiv să nu renunțe chiar și în cele mai dificile momente, discutăm cu Alexandru Paraschiv. Bună dimineața, Alexandru! Bună dimineața! Bine ai venit la Telematinal! Mersi pentru invitație! Felicitări, în primul rând, cu ocazia acestor victorii pe care le-ai obținut, rezultate foarte bune, pentru că ai muncit foarte mult pentru ele, te-ai antrenat extraordinar de mult și acum deja te poți bucura de ele. Mersi, da. Da, ne-ai adus și medalie de la ultima competiție. Sigur. Ia să o vedem. Este mult mai mare decât celelalte medale care au venit la noi. Da, apropo, și are și o insignă foarte deosebită, originală. Da, uite aici, mascota. Este mascota, da? Turneului, da. Belgrad, da? 2024. Așa avem aici și categoria, deci este indicat. 63,5 kg. Felicitări. Este, cred că, un rezultat pe care l-ai așteptat foarte mult. De-aia spune, ai țintit către aur, probabil, cu siguranță. Sigur, da. Da, noi știm că a fost o competiție mai complicată pentru tine, dar să ne zici, cu ce emoții, atât pozitive, cât și mai puțin, ai revenit acasă de la această competiție, care s-a finalizat acum, câteva zile în urmă? A fost pregătire îndelungată. Practic, de la începutul anului, noi eram în deplasări, cantonamente, turnee, iar și apoi turneul de calificare, unde, din păcate, nu am reușit să obținem cota în ultima luptă. Într-o luptă, așa, știți cum, sunt murdară din partea... Adversarului? Da, din Iordania. Dar murdară în ce sens? Ce a făcut? Ceretlicuri? A fost mai agresiv, mai dur? Se arunca cu capul, multe ținea cu mâinile, adică gen în box sunt multe așa momente în care poți să duci o luptă murdară în care să câștigi favorul arbitrilor. Nu și chiar fisura pe care o ai la sprânceană e în urma acestui? Nu, asta deja doar la campionatul acesta european. Adversarul nu a fost atent, probabil. Poate și mai intenționat undeva a încercat să cu capul. Să înțeleg că ai noroc tu la adversarii ăștia care sunt poate mai duri cu oponenții lor. Eu și cam încarc cu regulile. Mă stăruiesc să am grijă, adică practic nu am avut atâtea așa de multe accidentări. Pentru că îi țin la distanță. Așa, da, dar totuși la ultima competiție ai avut mai puțin noroc de a să nimerești cu un asemenea adversar. Noi știm că ai fost la un pas de a deveni campion european. Totuși să ne zici, cum a fost lupta? A fost echilibrat. Eu simțeam că noi biruim această luptă. Tot merge după planul nostru cu tatăl, adică antrenorul tău, da. Da. Însă e că așa, la început, la treile runde, s-a întâmplat accidentarea asta și medicul deja a stopat lupta, că era prea grav, așa să spunem. Tu voiai să continui? Eu eram gata să continui, dar era practic tot ochiul de sânge, avea să mă încurci foarte mult. Trebuie și specialiști așa în colț să ai care să poată prelucra unele răni care să permită să continui. Prea serioasă rană. Da, da. Trebuia implicarea medicului ca să o coasă și să o încleie. Bine, și oricum ai obținut medalia de argint, asta ne bucură foarte mult și să știi că suntem mândri de reușitele tale. Să ne zici ce emoții au venit odată cu această medalie, cu acest câștig. Sigur că noi am considerat că a fost foarte meritată, adică am muncit mult și ne-am bucurat, desigur, de acest rezultat. În comparație cu campionatul precedent, era bronzul, acum argintul. E o creștere oricum. O creștere, da, și nu ne poate bucura, desigur, anul acesta. Tatăl tău este antrenorul tău, da? Să înțelegem. Da. Să ne spui un pic cum trăiește el fiecare luptă de a ta, pentru că, da, vede boxerul, dar e și fiul lui acolo și e sângele lui. El trăiește și mai emoțional decât mine. Sunt sigur, eu văd cum el retrăiește uneori. Multă panică, da, eu încerc tot să-l liniștesc. Unul pe altul ne liniștim, da, ca să... Chiar vrem să ne povestești un pic despre începuturile tale. Când îți aduce aminte, de la ce vârstă ai sesizat că, da, boxul este ceva ce îmi place și chiar vreau să fac o carieră din el? Cred că mi-a apărut pasiunea treptat, nici nu am observat cum, adică m-am atașat așa față de sportul ăsta, cum el a devenit parte din viață, adică practic mai mult de jumătate de viață a mea, mă ocup cu
acest sport. Prin anii 2009, tatălui s-a oferit o încăpere în subsol, cam părăsită, dar el cu puterile sale, cât puțin mai restabilea, puțin mai aducea în ordine. Nu avea careva planuri mari, cred că, că deja o bucată de timp, încă din timpul sovietic, nu a mai antrenat, nu avea așa posibilitate. Dar acum a încercat și, știți, cât puțin aduna copii pe la școli, mai niște anunțuri, Anglia, și se aduna o lumea, totuși mai vineau. Dar el în privința ta avea planuri? Sau... Eu nu știu, el poate tot așa, ca încercare, noroc, văzut, adică totuși place, genele, dacă... da. El nu m-a impus niciodată, asta a fost mereu ca... Din propria inițiativă, cumva. Da, el ai așa dorință. Noi am început să ne ocupăm și apoi nici un gând n-am avut să renunț la sportul Dar acesta. A fost de acord pentru că el știa ce înseamnă acest domeniu. E foarte periculos, sunt multe riscuri, pot interveni multe traume. Bună oară ca și aceasta de la ultima competiție. A fost de acord în totalitate să practici boxul? Desigur că a fost. Asta e un sport totuși puțin dur, dar pentru bărbați eu cred că se merită. Cum treceți voi, sportivii, peste aceste traume, dacă uneori vă limitează la o anumită victorie pe care o așteptați sau spre care tindeți? Noi încercăm să ne restabilim deja după traume, nu că se întâmplă. Asta e sportul și trebuie să primim așa cum este rezultatul, mergem înainte. Alexandru, te uite, este fantastic ce ai spus. Te uite, cum ai început să te antrenezi într-un subsol, da, amenajat de tăticul tău, nu contează cum, dar el, uite, a dus la condiția acel spațiu. Cât timp dedicai tu din copilăria ta pentru a te antrena? Și mi se pare mie fantastic pentru că sunt boxeri, da, la nivel mondial, da, din alte țări dezvoltate, care au condiții superbe, au săli, tot echipamentul necesar. Iar voi, antrenându-vă într-un subsol, într-un spațiu amenajat, așa improvizat, ați reușit să ajungeți la asemenea rezultate. Probabil că asta și mult totuși inițiativa dată cu disciplina. Totuși cât puțin, cum mai era copii, știți, mai destrăbalați, dar e ca disciplina, că mereu trebuie să fie la antrenament, adică noi nu avem sărbători sau careva vacanțe, multe așa. Nu, noi sărbătorim, desigur, dar găsim timp și două ore să venim la antrenament. Nu e atât de când începe? Grav, la ce oră încep antrenamentele? Ce conține, iată, această disciplină? Că e acolo, cred că, un orar care trebuie respectat și în caz că îl încalci, ești și pedepsit pentru asta. Mai des, când deja sunt aproape competițiile, intrăm într-un regim mai sever. Adică, sigur, la ora 7. Mai strict, probabil, trezirea. Și de alimentație și de tot, da. Sigur, alimentația asta e o problemă foarte mare când începi a te alimenta haotic, categoria brusc se ridică, apoi e mai complicat să ajungi la o categorie. Vedeți cum am început să boxez în 63,5, anul trecut era 67. Îmi permitea mai repede să mă adaptez la această categorie, însă 63,5 puțin cere dietă mai strictă. Dar tu obosești vreodată de la această disciplină? Pentru că e greu să ții mereu un regim corect, mai ales că mai sunt și unele plăceri de la care trebuie să renunți cumva. Da. Acum e cam o perioadă așa de mică pauză unde îmi permit și haotic să mă culc, să mă trezesc și să mănânc, desigur. Tata îți s-o permite, el știe că... El îmi permite, dar îmi spune cu limite și să am grijă. Că de grabă urmează iarăși o plecare în cantonament și pregătire către turneul de calificare. Hai să ne spui un pic despre acest turneu, ce reprezintă el pentru tine? Asta este ultima șansă noastră să ne calificăm la Jocurile Olimpice și desigur că ne vom concentra la maxim. Tot anul, practic, la început eram focusați pe asta și acum cu medalia asta de argint obținută suntem și mai motivați, adică mai încrezuți. Să avem un cantonament de pregătire de pe data de 10 mai, pe o insulă tot acolo în apropiere, în Thailand. Și deja pe 23 mai pornește turneul. Deci a rămas foarte puțin timp de pregătire până pe data de 23 mai. Sunt câteva săptămâni, ne dăm seama că e foarte dificil. Noi știm că la competiția aceasta ai fost cu un grup mai mulți de sportivi din Republica Moldova. Să ne zici și despre această susținere între voi. Da. Într-adevăr, simt nivelul că la băieți au crescut
și fetele tot au arătat un rezultat foarte bun. Din păcate, nu toți au putut să ajungă la medalii, însă au avut o luptă concurente. Daniil Bozorov, tot Andrei Zamplitnei, Andrei Chiriacov au arătat niște lupte foarte concurente, într-adevăr. Eu observ și rezultatele lor, adică creșterea asta. Da, și pentru prima dată știm că o sportivă din Republica Moldova a devenit campioană europeană la box. Este vorba de Daria, da? Daria Cozăreț, da. Tot o luptătoare foarte, cum să spun, așa... Amițioasă. Da, ea tinde, fără oprire, merge înainte, nu se oprește, adică tot e... Vă motivați unul pe altul, să înțelegem. Uite așa, fiecare rezultat. Nu este o invidie, nu este o ranchiună de asta. N-am observat asta așa momente, adică cred că e mai mult motivație, concurență sănătoasă din partea asta merge. Uite, de ce ai mai avea tu nevoie, uite, la capitolul susținere, fie poate una psihologică, poate cea materială, pentru ca tu să fii în formă ca boxer și să ajungi la un rezultat mare pe care ți-l dorești? Noi ar avea mai multe nevoie, poate, de finanțare ca să fie deplasări în cantonamente mai multe din partea statului, adică ca să putem pleca în cantonament cu țări, într-adevăr, concurente, puternice în plan de box, ca Kazakhstan, Uzbekistan, sunt foarte puternice țări în care boxul, într-adevăr, e pe primul plan, poate chiar așa. Și ar fi de dorit să avem practică cu ele, cu ei, aceste țări. Că totuși creștem unul pe altul, așa e sportul. Și asta când necesită finanțare, necesită investiții pentru a ajunge în acele locuri. Știu foarte mult că cantonamentele sunt foarte importante pentru orice sportiv și contează foarte mult calitatea lor și locul unde se sigur, petrec. Sigur, sigur. La noi, din păcate, nu e așa de popularizat acest sport și puțină concurență avem la același campionat național. Sunt puțini participanți, noi lideri, practic, deja sunt... care sunt și noi, adică generații vin, dar până ei cresc, noi avem nevoie de mai multă concurență, mai mulți băieți și de asta și avem nevoie, dar atunci plecăm în alte țări să îi căutăm oponenți. Da. Să vă puteți antrena, să puteți crește. Oricum, observă creșterea, dezvoltarea boxului în ultimii ani în Republica Moldova, pentru că se vorbește parcă mai mult despre domeniul sportului, despre performanțele și reușitele sportivilor. Tinerii vă văd pe voi, care vă întoarceți de la campionate cu medalii, cu cupe și vor să ajungă și ei. Voi sunteți eroii ei lor. Da, cred că îi motivăm și ei tot în ultimul timp aduc rezultate pe tineret. Cresc, adică băieții deja juniori, tot duc medalii europene, asta înseamnă că ei sunt motivați și tind deja la seniori să ajungă. Tatăl tău, ce sfaturi îți dă înainte de fiecare luptă? Mai mult ca psihologic să nu mă focusez pe gânduri negative. El e mai încrezut poate uneori în puterile mele, el știe în ce eu sunt în stare și reamintește de asta. Iar știi ce a crescut. Asta câteodată, este nevoie să-mi reamintească că eu pot, într-adevăr, să lucrez la un nivel înalt și să ies în ring să arăt asta. Iar tu, ca sportiv, ce sfat le-ai da tinerilor care vor să cuprindă și ei acest stil de sport? Să aibă grijă de disciplină, desigur, și de starea lor psihologică. Asta contează foarte mult. Da, și contează și potențialul, dar potențialul se dezvoltă odată cu antrenamentele și odată cu munca. Alexandru, noi îți mulțumim, te felicităm încă o dată pentru victoria obținută la competiția de la Belgrad și îți urăm succes și pentru următoarele, pentru că, iată, se apropie cupaje grăbiți. Această ultimă șansă de care ai spus tu să fie una cu un rezultat bun și să fiți calificați la loc. Mulțumesc frumos. Numai bine. O zi frumoasă. O zi frumoasă.